plin sezon de vacanțe, mulți turiști aleg muntele pentru un concediu de neuitat, însă din cauza urșilor, vacanța se poate transforma într-un dezastru. De exemplu, în județul Covasna, doar în ultima perioadă au fost raportate două cazuri în care urșii au atacat oameni. Prefectul menționează că 10 urși au fost deja împușcați. Subiectul a fost discutat de colega mea, Tamara Ciaicovski, cu Cătălina Rădulescu, avocată agent Green. Ce ar trebui să facă în acest moment pădurarii, autoritățile pentru a stopa astfel de cazuri? În România a fost adoptat încă din 2018 un plan de acțiune pentru conservarea speciei de urși, care include și măsuri de protecție a oamenilor și a urșilor deopotrivă. Din păcate, acest plan nu a fost implementat în România și avem în acest sens un răspuns oficial al Ministerului Mediului depus într-un dosar în instanță. Dosar care viza tocmai obținerea acelor informații referitoare la implementarea acestui plan de conservare a speciei de urs. Ministerul nu ne-a răspuns nimic într-o primă fază și ulterior în instanță, în întâmpinare, a afirmat că nu avea ce informații să ne comunice pentru că planul nu a fost implementat. Deci, practic, autoritățile nu au făcut nimic pentru conservarea speciei. Ce ar fi trebuit să facă? Ar fi trebuit să conserve habitatul natural al ursului, să asigure faptul că extinderea habitatului uman nu se întinde prea mult în habitatul ursului și să existe zone tampon de protecție. Ar fi trebuit să existe o interconectare între zonele sălbatice, zonele verzi, pentru că ursul este o specie care călătorește pe distanțe mari și vă dați seama că atunci când pădurea se termină, nu face decât să intre în habitatul uman. Intră în localități, traversează șosele și de aici apare această interacțiune și apar și situații în care ursul devine agresiv pentru că se sperie, nu neapărat pentru că dorește să mănânce oameni, ursul nu mănâncă oameni. Dar dacă se sperie, atunci reacționează ca orice animal sălbatic, devine violent și atunci este periculos. Pentru că statul român nu a luat niciun fel de măsuri de protecție a oamenilor și împotriva acestei specii, s-au ajuns sigur la astfel de situații critice. Cu privire la înmulțirea numărului de urși, am văzut afirmații ale Ministrului Mediului pe această temă. Din păcate, nici la ora actuală nu știu să s-a făcut vreun recensământ genetic al urșilor pentru a ști exact câți urși avem în România. Pentru că, așa cum am spus, urșii călătoresc pe distanțe mari, și același urs poate să fie numărat de mai multe ori în mai multe județe. Să spunem că avem 10 urși, de fapt era unul singur care a călătorit pe distanța respectivă.